conducerea muzicală domnul profesor Valeriu Ipate. Vă suntem recunoscători. În continuare, stimați prieteni, invităm ansamblul etnofolcloric Floarea de Sal Câmp Cicârleni, director artistic doamna profesor Diana Josu Braniște, conducerea muzicală domnul profesor Tudor Odaciu. Remarcăm, stimat auditoriu, tradițiile etnofolclorice nu sunt simple repetiții neschimbate. Ele sunt tradiții sfinte ale neamului nostru și constituie un fenomen viu cu aspect dinamic, evoluează asemenea culturii și societății. Tradițiile creștine țin țara noastră unită și Europa împreună, cu atâta ca doare colindătorii ne aduc mesajul curat. Ansamblul etnofolclorii Floarea de Sal Câmp Cicârleni, Diana Josu Braniște, conducător artistic. Bine ați venit! Ansamblul Floarea de Sal Câmp vă urează sărbători fericite și la mulți ani, toți sănătoși! Credincioși, să saltăm, să saltăm de nașterea lui Hristos, să ne bucurăm că El azi în Betleem s-a născut, s-a născut precum au vestit prorocii mai de veniți cu toți pe Mesia, să-L vedem, să-L vedem, pe Iisus cu umilință, să-L lăudăm. Îngeri și păstori cântare i-au adus, i-au adus și noi să-i cântăm mărire pentru cel de sus. Pace și bunăvoire pe pământ, pe pământ, că ați s-a născut în iesle Domnul Sfânt. Pace și bunăvoire pe pământ, pe pământ, la mulți ani cu fericire și cu Domnul gând.
Vă mulțumim frumos! Primiți Colacul și Pitacul! Ansamblu etnofolcloric Foare de Sau Câmp și Gârlei! Director artistic, doamna profesor Diana Josu Braniște, conducerea muzicală, domnul profesor Tudor Odagiu. Vă mulțumim mult!